Băi, fraților, am plecat. Am stat, l-am așteptat pe ăsta, e ora 30 ceva, l-am sunat de 2-3 ori, nu răspunde. Bă, dar eu stau ca fraierul aici și aștept. Bă, dar măcar răspunde la telefon, bă, frate. Mă sun și că, bă, vezi că vin în Bacău, hai la dede, man. Bine, nu mi-a zis hai la dede, man. Și? Stau, l-aștept. Da, băi, frați. Unii au rahat în cap în loc de creier. Și asta e adevărat 100%. Am dat la valiera jos, am dat aia, cum îi zice, media modul jos. Bă, frate, eu am stat, am așteptat, n-am văzut nicio mișcare, nimic. Eu nu stau, frate, după ei, bă, după Pavel și după alții și după toți fraiericii care i-am eu în viața mea. Mă duc eu, îmi fac treaba mea, mă duc eu acasă și gata, bă, dar eu stau după toți. Poate să se supere, frate, dar eu, ca prostul, vin din centru până aici, în Mărgineni, ca tâmpitul, stau, îl aștept, bă, sunt de 3 ori, 3 apeluri. Na, nimica. Bă, dar eu sunt fraierul tuturor, bă, dar eu sunt prostul tuturor, bă. Dar sincer, fraților, sunt nervos maxim, nu așa. Stau, aștept ca prost un sfert de oră, e 3 și ceva. Bă, dar al sun, măcar răspunde, bă, uite, mai am 10 minute, mai întârzi 10 minute. No, bă, unii au rahat în loc de creier. Poate să se supere, să vadă vlogul ăsta. Sincer vă spun. No, oameni de ăștia, bă, fraților, nu dai înainte, bă, nu dai înainte, fraților. Bă, oameni de ăștia nu dai înainte. Ascultați aici la mine. Când prietenii voștri vă calcă în picioare și vă bat joc, fiți cum fac înaintea lor, bă, fiți deștepți. A doua oară când spune, bă, hai, bă, vii și ceva, băi, i-a zis de treaba ta, că tu niciodată. Bă, dar măcar răspund din pușca mea la telefon. De ce ai telefon? Bă, dar de ce ai telefon? No. Eu cu prietenii ăștia închei orice poveste, fraților, gata. Închei orice... Prietenii nu există, fraților. Prietenii nu există, există doar interes, atâta. Mi-am dat eu seama. Mi-am dat eu seama ce prieteni am. Când e vorba de ceva, gata, toți apelează. Și când e vorba de interesele lor, bă, dar răspunde măcar la telefon. Băi, Cătălin, mai așteaptă 10 minute. Sau vezi că am ajuns. Eu m-am uitat pe acolo, n-am văzut nicio mișcare. Stau, l-aștept ca prostul, dar ce eu sunt ăla care îl pui în sperietoare de ciori? Dar ce eu sunt sperietoare în pușca mea? Bă, dar cât o să vă mai bateți joc, bă, fraților? Cât o să vă mai bateți joc? Handicapatul ăla, ca să nu-i spun că așa îi, își bate joc și râde tot timpul și orice problemă care o am. Dar nu-i un prieten adevărat, în primul rând nu-i un prieten adevărat ăla. Așa închei prietenia cu oricine, care își mai bate joc de acum, gata. Fiecare să-și vadă drumul lui. M-am schimbat. Nu se mai poate așa ceva, bă, dar ce? Dar chiar vă bateți joc de mine în halul ăsta? Dar eu sunt prostul, sunt prostul vostru. Bă, am înțeles. Bun. Ai treabă. Acum mă duc eu acolo liniștit acasă și stau în casă, dar eu îmi pun mintea cu toți fraierii care mă comandă pe mine, bă. Dar poate să audă videoclipul, poate să vadă. Bă, ăștia nu-s prieteni, bă. Bă, dar măcar răspunde la telefon pe mine, asta mă oftică, frate, că nu răspunde la telefon și te lasă să stai cu ochii în soare. Bă, dar uite, eu mă l-am pe vecinul meu, nu dau nume, să știi, că oricum mă urmărești, bă, dar m-a învățat bine, mă, m-a învățat, dar stau să mă calce toți în picioare, să vezi ce le fac eu de acum,
Să vezi ce le fac eu de acum, las că le întorc eu spatele când e lumea mai dragă, bă. Dar eu stau ca prostul, ca tâmpitul și aștept. Bă, dar și eu om, bă, am și eu nervii mei, frate. Mă salut. Mai, domnișoare, mai. Mă urmărești pe YouTube? Toată lumea m-a văzut cu fraiericiul ăla de 2 lei, de 2 bani. Și acum cam toți au început să creadă că eu sunt capabil. Să o creadă ei că eu sunt capabil sau că altul. Mă, și mă doare un pic de numele lui și de ce face el. Chiar mi se rupe mie. Ăla nu a fost prieten niciodată și nici nu va fi niciodată și nu va avea, ascultați aici la mine, nu va avea niciodată prieteni. Pentru că nu se comportă și nu știi să se comporte. Eu am avut mulți prieteni, am avut fete, am avut... Nu trebuie să dezvălui viața mea personală pe internet să mă laud eu că am avut eu femei, că am futut eu și am mâncat și am băut. Hai pe cuvânt, măi, fraților. Acum să o luăm și pe partea cealaltă, nu? Dar trebuie să intereseze pe cineva ce am făcut eu. Bă, dar m-am enervat, frate. Mă duc direct acasă și nu-mi văd de treaba mea. Dar ce, eu stau ca tâmpitul și stau și aștept, bă, dar nici măcar un telefon, nici măcar una alta. Bă, Cătălin, uite, așa. Degeaba sunt telefoanele astea, bă, degeaba. Uite, a venit acum un prietenaș care îl cunosc prin intermediul lui Bogdanel. Vlăduț îl cheamă, un om din nota 10, frate, e mai mic cu 10 ani ca mine, sau cât, în 2000, sau, mă rog, are 20 de ani, da, cu 10 ani mai mic ca mine, dar un om excepțional, un om din nota 10. Aici învățat la el, dar vreau să spun că el e la facultate, face facultate la Iași, bă, frate, un om din nota 10, e punctual. Bă, dacă a spus că, bă, la ora D, păi ne vedem la ora D, niciodată n-a fost, sau eu dacă întârzi, dau un mesaj, bă, vezi că s-o evit ceva, întârzi jumătate de oră, ca să nu mă aștepți ca prostul, măcar omul să știi, bă, ăsta întârzi jumătate de oră, a nici tutul telefon, nici nimic, bă, îl sun de 3 ori, stau, îl aștept, na, nimic, bă, fraților, parcă eu sunt fazan, parcă eu sunt, no, dar schimb foaia. Schimb foaia, îi dau un mesaj, băi, ceva, nu te supăra, te-am sunat, te-am asta, te-am așteptat, am venit până la Dedeman în Mărgineni. Nu se poate, băi, frate, băi, dar nu se poate așa ceva, bă, dar măcar răspunde, bă, la telefon, răspunde la telefonul ăla, la gunoiul ăla de telefon, lua iar foc telefonul să ia, bă, dar... Sub orice critică, frate, sub orice critică, sunt unii care nu au rahat, în loc de creier au rahat. Sincer vă spun, bă, am mai greșit și eu, recunosc că nu-i nimeni sfânt în viața asta. Am mai greșit și eu, dar nici în halul ăsta. Bă, dar nici în halul ăsta, băi, fraților. Nici în halul ăsta, să-mi bat joc de om în halul ăsta, îl sun, îl aia. Dar eu sunt cel mai mare prost, că îmi pun în plug cu toți tâmpiță care i-am. Dacă aș avea și eu niște prieteni mai deștepți, ar fi ceva, da? De unde să iei? Toate lichelele se lipesc de mine, că eu sunt cel mai mare fraier. Azi că schimb eu foaia. Uite, am prietenași bune, l-am pe Silviu, care e prietenul meu cel mai bun mecanic. Bă, am un prieten din liceu pe Ionuț, nu prea alcool. Adică s-a putea să a apărut în vlogul meu când am fost cu camionul, el e șofer pe camion. Mă, am prieteni buni, dar au și familie, au. Silviu mai mă ajută cu mașina, mai una alta. Salut! La unde mergi? Lasă că e bun! Da, era...
vecinul și cu vecinul, vecinul 1, vecinul 2. Da. Și asta e, băi, fraților. Asta e, să ne dăm așa la o parte din calea copiilor, să nu-i deranjăm. Asta e... Adică interesul își poartă fiestul, cum se spune, și bine îi spune zicala asta, că interesul își face fiestul, interesul își poartă fiestul. Adică el are interes să-și facă treburile și pe aia, bă, fraierii și umblă cu mine. Nu e chiar așa. Nu mai merge treaba asta, fraților. Mă schimb și eu, pentru că am fost bun destul și am fost luat de fraier. Am fost luat de fraier, dar chestiile astea se vor schimba. Eu de bine din rău, în viitorul apropiat, dacă mă ajută Bunul Dumnezeu și cu ajutorul părinților mei, o să schimb și eu mașina și o să am o mașină, o să mai fac excursii din astea. Mediamodul chiar, fără Mediamodul o filma mai bine, cred că Mediamodul ăla consumă ceva și se termină imediat bateria. Îi dă un lag acolo la baterii. Bă, l-am sunat pe ăsta, l-am sunat, nimica. Și-o fi pierdut iar telefonul, că la cât îi zic. Dacă te-i de deștept și ăla, poate să se supere pe mine, frate, că eu n-am ce câștiga. Nu am ce câștiga de la prieteni din ăștia, nu am ce câștiga. Nu e vorba de câștig material, să nu vă gândiți că eu sunt după câștig material. Nu am ce câștiga din punct de vedere, nu știu cum să vă exprim eu. Nu am ce câștiga din punct de vedere, bă, să învăț ceva de la unul, de la altul. Bă, am stat, l-am așteptat, uite, e 3:25. Nici acum nu m-a sunat, băi, fraierii, ce faci? Lasă, frate, lasă așa, lasă. Mă duc drept acasă, îmi fac treburile mele, meditez vlogurile. Am vrut să-i arăt Hero 12, am vrut, că o vrut să-l vadă. Îi mai arăt Hero 15, îi mai arăt. A să se vadă cum e. A să vadă cum e, că eu am fost bun destul. V-am spus, eu am fost bun și mulți m-au luat are Insta 360. O să-mi iau și eu un Insta 360. Dacă nu o să fie bănuți, că acum dacă mi-am luat Hero 12 cu media modul și cu chestiile alea, nu mai am parale. Cu toate acestea, băi, fraților, cam atât cu vlogul pe astăzi. Vă urez o săptămână plăcută. Nu uitați să dați un subscribe, un like și un comentariu la canal. Cu voi a fost Adrian Cătălin ZKT. V-am pupat și